Șeful statului a chemat la Cotroceni pe cei care ar fi trebuit să gestioneze criza sanitară. Pentru că situația este critică, sunt luate în calcul mai multe restricții, printre care introducerea certificatului verde în instituțiile publice și o vacanță prelungită pentru elevi. Cu aproape 1000 de morți în doar două zile, în România se petrec lucruri înfricoșătoare. Mor familii întregi în casă, iar în fața spitalelor sunt cozi de dricuri. Și speriați poate de noua realitate, aproape 44.000 de oameni s-au vaccinat cu prima doză dintr-un ser anticovid în ultimele 24 de ore. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. În România se confirmă teoria că întotdeauna este loc și de mai rău. Mor familii pe capete în case, iar lângă ambulanțele din fața spitalelor se aliniază dricuri. De altfel, șoferul unei mașini mortoare mărturisește înfricoșat că a fost la spitalul Sfântul Ioan, unde era catastrofă. Potrivit acestuia, 20-30 de familii stăteau la ușă cu morții pe jos. Deja este atât de multă durere în țară încât pare că ne va strivi. Și n-am atins încă vârful valului 4, recunosc cei din fruntea sănătății. Astăzi veștile rele au continuat să curgă. 423 de morți și peste 17.000 de noi îmbolnăviri. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Am murit, tată. Și aici. Socul meu, din păcate, a pierdut lupta cu viața. Catastrofă. Șir de mașini, mortoare, toată lumea acolo, morții pe jos. Îndemn pe toți să vaccineze, chiar și acum, în al 12-lea ceas. Cu flori în mâini și fețele împietrite, apropiații celor ce s-au prăpădit peste noapte la spitalul Pantelimon din capitală se pregătesc de primul șoc. Vor intra pe rând în morgă, unde trebuie să-și recunoască părinții, bunicii ori frații. Între ei, un bărbat care și-a pierdut cea mai dragă ființă. Suzie. Aici am mult în spital. Am dus și medicamentele de acasă. Numai în ultimele două zile, aproape 1000 de români s-au stins. De acum, în urma ambulanțelor, vin șirurile de tricuri. Până și pentru cei învățați cu moartea este prea mult. La Sfântul Ioan, unde era catastrofă. Șir de mașini, șir de mașini, mortoare, 20-30 de familii la ușă. Toată lumea acolo, morții pe jos, pentru că n-au să-i mai pună. Și acum mergem la municipal, unde probabil că și acolo e la fel. Ne-a sunat o familie de să mergem acolo. Un băiat de 36 de ani. Cum să rămâi? Am și eu un băiat la fel, la vârsta asta, 35 de ani, nu? Cum să rămâi decât cu traume și cu nopții alucinante, că nu poți să dormi. În loc să își ia tatăl teafăr acasă, astăzi i-a adus o coroană. Este amarul acestui bărbat cu lacrimi în ochi. Îl doare că n-a mai apucat să schimbe o vorbă cu părintele său. Ultimele zile n-am mai vorbit, că nu mai putea să vorbesc, că aveam mască. Ce v-a zis așa când ați vorbit cu el ultima oară? Să-l luăm acasă. Tulburătoare este și povestea unor soți rupți unul de altul după 3 săptămâni petrecute la terapie intensivă. Au vorbit mereu la telefon până într-o zi. Soacra mea în continuare este la etajul 5. El a aflat și aflând că ea e mai grav, a făcut stop cardiorespirator. De la necaz fiind, s-au gândit că sunt amândoi bolnavi, ei într-adevăr au vrut să se întărească unul pe altul, dar ei nefiind vaccinați, că nu s-au vaccinat. Mulți alții nici nu mai ajung la spital. Nu de puține ori, medicii de pe ambulanțe doar constată decesul. Găsim familii moarte în casă. Am plecat acum de la un pacient de 50 de ani, COVID pozitiv. Acum plecăm la alt caz. Morți în casă, familii întregi nu mai ajung la spital, mor acasă. În această dimineață, un echipaj SMURD a fost solicitat la această adresă. Aici, medicii aveau să găsească drama unei întregi familii. În urmă cu doar o zi, s-a stins mama, infectată cu SARS-CoV-2, iar în această dimineață și băiatul ei a pierdut lupta cu boala. Niciunul dintre ei nu era vaccinat. Au decis să rămână în carantină acasă, însă starea lor s-a agravat, după care lucrurile au avut un final dramatic. Ferească Dumnezeu, au ajuns să moară oamenii acasă. Peste tot în țară, trotuarele din fața spitalelor sunt pline de rude care își frământă mâinile. Așteaptă cu frică vești despre cei 1799 de bolnavi ajunși la terapie intensivă. Ca într-un film de groază, ambulanțele aduc necontenit alți și alți bolnavi. Cei mai mulți sunt tratați pe holuri. Nici cu intervenții nu se poate face nimic. Păi nu, că nu mai e nimic, nu mai sunt locuri nicăieri. Păi da, dar nici așa, să te țină pe un hol. În același spital sunt și oamenii care se agață de speranță. Am venit cu fratele meu, am venit să ne vaccinăm cu prima doză.
E un drum pe toată lumea să facă același lucru. Plus că ce am văzut în spital, m-am crucit. Îndemn pe toți să vaccineze. Chiar și acum, în al 12-lea ceas. O întâlnire care cel mai probabil va aduce noi restricții este în desfășurare la Palatul Cotroceni. După ce era criticat autoritățile pentru slaba gestionare a crizei medicale, președintele Klaus Iohannis a convocat o ședință de urgență. Certificatul verde ar putea fi obligatoriu la locul de muncă pentru anumite categorii, magazinele și-ar putea reduce programul, iar vacanța elevilor se prelungește. Colega mea Iuliana Petcu ni se alătură cu informații suplimentare. Bună seara, Iuliana! Bună seara, Andreea, bun găsit tuturor! Este o ședință la care participă, pe de o parte, politicieni. Vorbim despre premierul demis, Florin Câțu, ministrul de la Interne, de la Sănătate și de la Educație, dar și responsabilii care au gestionat domeniul sănătății. Vorbim despre coordonatorul campaniei de vaccinare și șeful Institutului Național de Sănătate Publică. Discuția de la Palatul Cotroceni a fost, fără ca până acum să fie aflat concluziile, șeful statului urmează să susțină o declarație, dar cel mai probabil responsabilii din domeniul sănătății au cerut măsuri dure. Știm că au făcut acest lucru și până acum, în ultimele zile, atunci când numărul cazurilor a crescut alarmant, însă politicienii s-au împotrivit, nu au fost de acord cu carantina, cu măsura care ar impune lockdown-ul, adică cu o revenire la o stare de urgență, așa cum am avut la începutul pandemiei anul trecut. Nu sunt de acord nici la acest moment politicienii, pentru că ar pune frână economiei, spunea premierul Florin Câțu. Însă, în această seară, ne așteptăm ca după discuția cu acești responsabili, președintele Klaus Iohannis să anunțe o serie de restricții. Mă refer aici la impunerea certificatului verde pentru anumite categorii de angajați, așadar să nu mai poată merge la lucru dacă nu au vaccinare sau test că nu sunt purtători ai bolii. De asemenea, s-a discutat despre restricții pe perioada nopții, despre închiderea mai devreme a magazinelor, despre reducerea mobilității prin impunerea telemuncii acolo unde este posibil și despre reducerea sau chiar anularea evenimentelor care presupun aglomerări. Ne referim, desigur, la evenimentele private, precum nunți sau botezuri. De asemenea, la Palatul Cotroceni, dar a ieșit președintele, să-l ascultăm. O ședință pe care am convocat-o de ieri deja, o ședință la care a participat premierul, miniștrii cu atribuții în domeniul combaterii pandemiei, experți. Am discutat despre vaccinare, despre școli și despre restricții. Și vreau să fiu foarte clar din capul locului. Dacă vrem să se oprească pandemia, singura soluție este vaccinarea. Vaccinarea oprește pandemia. Știu că sunt mulți care încearcă să vă spună că nu este așa. Haideți să vedem ce se întâmplă în lume. În vestul Europei, unde lumea s-a vaccinat în masă, 70-80% dintre oameni s-au vaccinat, s-au relaxat. Pandemia, practic, nu mai are impact. În partea noastră, Europei, unde lumea este reticentă, din vari motive, reticentă la vaccinare, suntem în plin val pandemic. Iar la noi, în România, s-a declanșat o adevărată catastrofă cu sute și sute de decese în fiecare zi, cu zeci de mii de oameni care se infectează zilnic. Deci, dragi români, dacă vreți să terminăm cu această pandemie, vaccinați-vă. Dacă vreți să nu ajungeți la spital și să nu ajungeți la terapie intensivă, vaccinați-vă. Nu-i credeți pe cei care vă mint cum că ar fi periculos, că s-ar întâmpla nu știu ce. Singurul lucru care se întâmplă dacă vă vaccinați este că scăpați de boală și scăpați cert de forme grave de boală, iar noi, ca și societate, să scăpăm odată de această pandemie. Până atunci, până când vă convingeți să vă vaccinați, din păcate, este nevoie de restricții prin care putem să
avem grijă de cei mai vulnerabili. Dar până ajung la restricții, dați-mi voie să spun câteva cuvinte despre școli. Este evident că școlile sunt puternic afectate și prin elevii care sunt infectați, dar și prin personalul, profesorii, învățătorii care se îmbolnăvesc. În mod normal, începând de luni, deci de acum, săptămâna viitoare de luni, ar fi vacanță pentru cei mici. S-a decis astăzi ca această vacanță să fie valabilă nu numai pentru ciclu primar, ci și pentru gimnaziu și liceu pentru 2 săptămâni. Deci începând de luni este vacanță școlară. Când vorbim despre protecția individuală, nu întâmplător am venit cu mască. Începând de luni, masca redevine obligatorie peste tot. Și în interior, și în exterior, și la școală, unde se mai ține, și în târguri, și la cinematograf, și dacă vă plimbați pe stradă, este obligatoriu să aveți mască. Este regretabil, dar trebuie să instituim restricții, care restricții vor intra în vigoare de luni. Guvernul va hotărâ în cel mai scurt timp, cel târziu vineri, foarte concret ce restricții intră în vigoare, asta după ce Comitetul Național și experții în materie vor stabili cu toate detaliile aceste norme și le vor transpune, sigur, și în limbaj juridic. Vreau să dau doar câteva exemple care nu sunt exhaustive. De exemplu, va fi restricționată circulația noaptea, excepție făcând cei vaccinați și cei care, sigur, cu legitimație de serviciu au o treabă legitimă de rezolvat. În timpul zilei, la majoritatea activităților, accesul va fi permis numai cu certificatul verde, iar cei nevaccinați, din păcate, vor avea o sumedenie de restricții. Aceste lucruri, sigur, se vor îmbunătăți pe măsură ce lumea înțelege să se vaccineze și vom scăpa de această pandemie. Până atunci, vă doresc tuturor multă sănătate! Valul de decese care îndoliază România dă peste cap și organizarea serviciilor funerare. Pe lângă șocul despărțirii, familiile celor uciși de COVID-19 sunt nevoite să facă față și formalităților tot mai complicate de preluarea corpurilor neînsuflețite. Ce vedeam cu toții anul trecut că se întâmpla în Italia și ni se părea departe, se întâmplă astăzi lângă noi. La firmele de pompe funebre se stă la coadă, iar în cimitire sicriile așteaptă și ele la rând să fie conduse pe ultimul drum. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Blocajele apar de la morgă. Legiștii sunt și ei depășiți de situație, așa că, în unele locuri, formalitățile de predare a trupurilor neînsuflețite pot să dureze 3 zile, așa cum se întâmplă în Galați. Am venit ieri, am respectat cerințele lor, iar la ora 1 și jumătate ni s-a comunicat că nu-l mai putem ridica. Nu au reușit să obțină semnătura medicului curant. Nevaccinată, a avut complicații, a luat COVID și... Și asta azi e miercuri, de ce nu? Deci nu am putut, am venit ieri, mi-au zis să vin la ora 11 și am stat până la ora 1 și ceva. Și ce v-au spus, de ce nu v-au dat niciodată? Nu mi-au dat-o pentru că așteaptă o semnătură. Și la ridicarea certificatului de deces se așteaptă. În București, la unele primării de sector, solicitările venite din partea familiilor îndoliate aproape că s-au dublat în ultima săptămână. De 18 octombrie au fost eliberate un număr de 55 de certificate de deces, dintre care 45 au fost numai de COVID.
Am suplimentat numărul de persoane care lucrează pentru înregistrarea cererilor de deces și lucrăm și peste program. În paralel, oamenii caută disperați acele firme de pompe funebre care acceptă să preia trupurile celor care au avut COVID. Nu fac toate asta pentru că procedurile sunt mult mai stricte. Este nevoie de dezinfectare permanentă și de sigilarea sicrielor. În aceste condiții și tarifele practicate au crescut cu 25%. Astfel, un serviciu complet de bază costă în medie 4.000 de lei și, de parcă nu era de ajuns, se stă la coadă și în cimitire. Dacă într-o lună normală, să zicem normală, nu e normal, dar sunt undeva la între 80-85 de mormântări, ne gândim că numai până pe 20, luna aceasta au fost deja 106 și luna nu s-a încheiat. În capelele mortoare, sicriele stau aliniate. La cimitirul Petru și Pavel din Iași, 10 familii urmau să-și conducă astăzi apropiații pe ultimul drum. 4 au fost uciși de COVID. Am suplimentat, să spun, locurile în care puteau fi, sau zonele în care au putut fi depuși cei decedați. Rudele primesc de la Casa de Pensii 5.429 de lei, dacă defunctul era pensionar sau asigurat. Dacă nu, dar avea o rudă de gradul 1 cu asigurare, atunci suma primită de la stat scade la 2.690 de lei. Vaccinul rămâne singura metodă de apărare în fața acestui dezastru sanitar. După un an în care au fost ezitanți sau nu au luat în calcul cât de mare este pericolul, aproape 44.000 de români au acceptat în ultimele 24 de ore să facă prima doză. La finalul săptămânii în București va avea loc chiar un maraton de vaccinare. Liliana Cure are toate informațiile. Bună seara, Liliana! Bună seara, Andreea, bun găsit tuturor! Maratonul pentru viață, de vaccinare pentru viață va începe vineri de dimineață la ora 8 și se va încheia luni tot la ora 8 dimineața. Va fi organizat în 6 centre din capitală, câte unul în fiecare sector. Vor fi în total 49 de fluxuri în aceste centre, iar oamenii vor avea la dispoziție toate cele 4 tipuri de ser imunizator. Autoritățile speră ca în acest fel să crească numărul celor care fac injecția anticovid. Și este o speranță în acest sens, mai ales dacă vă arăt ce se întâmplă acum la un centru de vaccinare care se află într-un mall din capitală. Chiar dacă mai este puțin până când centrul se va închide, încă este coadă aici la acest centru. Sunt zeci de oameni care așteaptă să facă injecția anticovid. Astăzi s-au vaccinat aici peste 530 de persoane, peste 210 dintre ele au venit pentru prima doză. Se pare cumva că tragediile care se petrec în ultimele săptămâni în spitale, numărul mare de îmbolnăviri și mai ales numărul mare de morți încep să îi convingă pe oameni că vaccinarea este singura soluție. Datele arată într-adevăr o creștere a numărului celor care au mers în centrele de vaccinare în ultimele 24 de ore, aproape 8.000 de persoane, iar 43.952 dintre ele au fost pentru prima doză. Însă, situația din România rămâne îngrijorătoare. La nivel internațional, creșterea numărului de români vaccinați cu prima doză rămâne prea puțin semnificativă pentru a întoarce situația în mod decisiv. Directorul Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa și-a exprimat astăzi îngrijorarea față de stagnarea procesului de vaccinare în România. Și totodată sublinia aceasta că România a cerut asistență internațională, spre deosebire, de exemplu, de Rusia, deși Moscova a raportat astăzi pentru a cincea zi la rând peste 1.000 de decese. Însă, pentru cei de la Organizația Mondială a Sănătății, situația din România este mult mai gravă decât în Rusia, întrucât Rusia are o populație de 8-9 ori mai mare decât a României. Iar presiunea pe sistemul nostru de sănătate este mult mai mare decât se întâmplă în Rusia. De altfel, un alt reprezentant al Organizației Mondiale a Sănătății este în România în această perioadă pentru a ajunge la concluzii în ceea ce privește situația, ce s-a întâmplat la noi, ce campania de vaccinare nu a avut efectele dorite. Deocamdată acestea sunt informațiile, Andreea. Mulțumesc, Liliana. Salba de lacuri de pe râul Colentina a fost transformată într-o groapă de gunoi. Autoritățile au început curățenia, dar au mult de lucru pentru că și malurile sunt pline, nu doar lacurile. Vedem care este situația în câteva momente. 5 oameni și-au pierdut viața într-un accident dramatic pe autostrada M1 în nordul Ungariei. 4 dintre ei erau români. Un microbuz înmatriculat în Harghita a intrat cu viteză într-un camion. Un alt român a fost transportat la spital cu răni grave. Atenție, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. Mamă, nici nu mă uit. Sunt morți toți.
Secvența șocantă de după impact a fost surprinsă de un alt grup de români. Se vede că microbuzul înmatriculat în Harghita a intrat într-un camion din față. În carambol au mai fost implicate două vehicule. Tragedia s-a produs în nordul Ungariei, în apropierea localității Babolna. Balesetben, kis buszba rekedt 5 személy, őket a helyszínre siető 15 tűzoltó feszítővágó berendezések segítségével kiszabadították, sajnos rajtuk már nem tudtak segíteni. Baleset során kirepült a járműből, őt a Győri Kórház sürgősségi osztályán ápolják. Varga Mihály Sebestyén tűzoltó. La locul accidentului au fost chemate mai multe ambulanțe și un elicopter. Polițiștii maghiari au confirmat că în microbuzul înmatriculat în România se aflau 5 români și un polonez. 3 bărbați și 2 femei au murit pe loc. Un român a ajuns cu răni la spital după ce impactul l-a aruncat în afara mașinii. A jelenlegi adatok szerint a helyszínen javítási munkálatokat végeztek, emiatt a hegyes halom felé közlekedő kocsisor állt. Ez feltehetően egy romániai felségjelzésű kisbusz későn, vagy nem észlelte, és belefutott hátulról ebbe az álló kocsisorba. Românii erau din Sovata și Odorheiu Secuiesc. Vera avea 50 de ani și lucra de 6 ani într-un hotel din Germania. Venise în țară să-și înmormânteze fratele și se grăbea să se întoarcă la serviciu. Am vorbit cu ea pe telefon. Mi-a zis că imediat intră către Austria și după aia am sunat și n-am mai răspuns. Am sunat și pe șoferul, nici el n-a răspuns. Rudele spun că Vera călătorea mereu cu acest șofer de microbuz în care avea încredere. Da, eu din câte știu, da, e un șofer cu experiență. Eu zic să nu tragem presupuneri, eu zic să așteptăm raportul și să vedem ce s-a întâmplat. Ministerul de Externe susține că ambasada României la Budapesta este pregătită să le acorde sprijin rudelor victimelor. O ingineră din Cluj a ajuns aseară în arestul poliției după ce în weekend a provocat un accident mortal în zona Palatul Parlamentului din capitală. A tamponat violent o mașină care staționa la semafor, iar șoferul a murit ulterior din cauza rănilor suferite. Polițiștii spun că femeia de 51 de ani ar fi urcat la volan într-o stare avansată de ebrietate. Dacă la test starea cu aparatul alcoolemia era de 0,99, probele de sânge analizate de IML ar fi indicat, susțin surse apropiate anchetei, valori de peste 2 la mie. Șoferița, afirmă avocatul ei, recunoaște că ar fi băut cu o zi înainte de accident și spune că din motive medicale alcoolul ar fi rămas în sânge. Dacă va fi găsită vinovată de ucidere din culpă, riscă până la 7 ani de închisoare. Incident grav într-un liceu din Constanța. O fată de 15 ani a fost agresată sexual, iar o alta de 18 ani bătută de 5 tineri, unii dintre ei din afara școlii. Liceul nu are pază sau supraveghere video, iar cazurile readuc în discuție lipsa de siguranță a elevilor în școlile în care părinții nu plătesc paznici din banii lor. Cele două eleve, una de 15 și alta de 18 ani, stăteau de vorbă în curtea liceului, în recreația mare, când afară erau mulți colegi. În acel moment, 5 tineri, 3 elevi la același liceu, 2 încă neidentificați, le-au abordat și le-au luat pur și simplu pe sus și le-au dus sub o scară în holul clădirii. Acolo, fata de 18 ani a fost lovită, iar cea mică de 15 ani, atinsă în zonele intime de mai mulți dintre băieți. Deși au țipat, niciun cadru didactic nu a intervenit. Agresorii le-au furat la plecare un telefon și 50 de lei. Liceul nu are pază sau camere de supraveghere, ci doar acces în școală pe bază de cartelă. Curtea e foarte mare, iar tinerii din afara școlii sar cu ușurință gardul, explică directorul. Dar prea proastă, e că noi avem mai multe intrări. Noi îi băgăm pe aici? Da. Da, ei, imediat cum mă văd, au sărit peste gardul. Intră oricine, asta nu este problema noastră, directorul trebuia să pună pe oricine să păzească, pentru că aici intră absolut cine vrea. Polițiștii au reușit să identifice pe 3 dintre cei 5 băieți care au participat la agresiunea sexuală. Sunt elevi de 15 și 16 ani. Cei 2 neidentificați erau veniți din exteriorul instituției de învățământ. Inspectoratul școlar Constanța verifică incidentul. Am solicitat o notă de relație prin care să mi se transmită cum s-a creat posibilitatea ca acești elevi să intre în perimetrul unității de învățământ, să se găsească o soluție rapidă astfel încât să nu mai avem incidente de acest fel. Grav este că 30% dintre unitățile de învățământ din România nu au pază sau un alt sistem de protecție, potrivit unui raport al Ministerului Educației. Nu există un cadru unitar de asigurare a pazei în școli și, din păcate, de cele mai multe ori aceasta e asigurată de părinți, prin fondul clasei și fondul școlii, niște practici ilegale pe care le întâlnim foarte des în sistemul de învățământ, asta pentru că finanțarea complementară venită de la bugetul local întârzie să apară. Suspecții vor fi cercetați penal pentru tâlhărie și agresiune sexuală.
Autoritățile locale au început să curețe cele mai murdare lacuri din București. Salba de lacuri formată pe râul Colentina s-a umplut de deșeuri. Oamenii au aruncat tot soiul de gunoaie, de la materiale de construcții, ori anvelope și fotolii, până la coșuri de supermarket. Pentru că nu i-a prins și nu i-a amendat nimeni, pe malul lacurilor s-au adunat munți de gunoaie mai înalți decât casele. După 10 de ani în care prea mulți oameni au aruncat în lacuri tot ce-i încurca prin case ori curți, salba de pe râul Colentina s-a transformat într-o uriașă groapă de gunoi. La suprafață plutesc jucării, capace, anvelope, valize, haine, fotolii, lăzi și coșuri de la supermarket. Deșeurile grele sunt la fundul apei. Ca să curețe mizeria, muncitorii au început să excaveze malurile. Curățenia salbei de lacuri a început în această primăvară și abia a ajuns la jumătate. O parte din deșeuri au fost duse la groapa de gunoi, o parte sunt depozitate pe malul lacurilor. Muntele de gunoaie este atât de mare încât depășește la înălțime casele de pe mal. La groapa au ajuns în jur de 7300-7500 de tone și pe mal, estimat, cred că mai sunt cel puțin 3000 de tone, deci undeva peste 10000. Cei care locuiesc în apropierea lacului Colentina, pe strada peisajului, nu se pot lăuda cu cel mai frumos peisaj din lume. De unde gunoaie la peisaj? Păi le-a scos din jur. Acum au ajuns în jur? Păi da, atâția ani, dar vine și zică sunt toate, că tu trebuie din cine le aduce lume? Cum miroase? Foarte plăcut. Chanel. Râul Colentina traversează tot Bucureștiul prin sectoarele 1 și 2. Cele mai murdare lacuri, Tei, Plumbuita, Colentina, Fundeni și Dobroiești, vor fi curățate, iar malurile greu accesibile reamenajate. Este prima dată când se întâmplă la modul sistematic acest lucru. Vreți să faceți acolo o promenadă? Vreau să fac o promenadă, o continuare a promenadei verzi care pornește de la sectorul 1. În 2013, primarul de atunci al capitalei, Sorin Oprescu, și ministrul dezvoltării, Liviu Dragnea, semnau un proiect de renovare a lacurilor de pe râul Colentina. Doar că autoritățile au reușit să amenajeze și să curețe doar lacul Floreasca. Lucrările de renovare nu au fost recepționate, au fost lăsate baltă și s-au degradat. Ce planuri au autoritățile, aflați din emisiunea Interviurile lui Vitalie, difuzată exclusiv online pe știrileprotv.ro. În timp ce oficialii promit mereu că vor desființa birocrația, statul român este sufocat de instituții, agenții și autorități cu mii de angajați. Imediat la știri facem bilanțul la Ministerul Agriculturii într-un nou episod al campaniei Statul degeaba. Desemnat de șeful statului să formeze un guvern, Dacian Cioloș a picat testul în Parlament. A obținut cu 10 voturi mai mult decât s-ar fi așteptat, însă mult sub necesarul pentru a ajunge la Palatul Victoria. După acest rezultat, liderii PNL și UDMR au declarat că reiau negocierile cu USR pentru refacerea coaliției. Intrat într-o luptă cu final previzibil, Dacian Cioloș a strâns doar o treime din voturile de care ar fi avut nevoie pentru a forma guvernul. 88 de senatori și deputați l-au votat. Pe lângă parlamentarii USR Plus au fost și câțiva aleși PNL susținători ai lui Ludovic Orban, dar și deputații ai minorităților naționale. Nu intenționez să vă conving că ceea ce propun eu este o situație miraculoasă. Sunt conștient că un astfel de guvern care ar putea fi votat astăzi n-are cum să aibă o viață lungă, dar cred că e o soluție pentru momentul pe care îl trăim. Ca să lase loc pentru refacerea coaliției, cei de la PNL și UDMR nu au participat și la vot. Discutăm despre un cabinet care nu are susținere parlamentară, dar ține mortiș să demonstreze că de fapt este victima celorlalți. Cereți votul foștilor aliați și nu reușiți să obțineți voturile acelor colegi cu care ați mers împreună la derumarea guvernului. Stimați colegi, ați cam rămas singuri. De pe margine, socialdemocrații au votat cot la cot cu parlamentarii AUR împotriva guvernului propus de Dacian Cioloș. Acest joc politic al actualei puteri a mers prea departe. Este o demență din care fiecare vrea să iasă cu cât mai multe procente. La scurt timp după votul dat în Parlament, premierul demis Florin Câțu a dat primul semnal pentru noi negocieri. Vom acționa cu maturitate și cu responsabilitate, fără vanități și fără orgolii, ținând cont de configurația politică a Parlamentului, a scris Câțu pe pagina sa de Facebook. E necesar un armistițiu, iar un armistițiu înseamnă ca toată lumea să lase orgoliile politice la o parte. Un premier nu poate fi decât al partidului care are cea mai mare pondere și acela este al Partidului Național Liberal. Mâine sunt programate consultări cu președintele Klaus Iohannis, care trebuie să facă o nouă nominalizare de premier. Potrivit unor surse, pe listă ar fi Florin Câțu și un alt politician. Deocamdată șeful statului i-a chemat la discuții în această seară pe unii lideri ai PNL.
Debirocratizare, auzim des acest cuvânt de la toți cei care încearcă să pună mâna pe putere. Și totuși, când ajung sus, îl folosesc tot mai rar. Așa se face că de zeci de ani statul român este sufocat pur și simplu de multele funcții care fac posibilă birocrația. Ministerul Agriculturii are în subordonare 17 agenții și autorități în care lucrează peste 12.000 de persoane. Multe dintre ele sunt pe listele cu instituții care urmează să fie restructurate. Când? Cândva. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul Degeaba. Bună ziua, de la Prătăvă, ridicați bariera, vă rog. Imediat. În România funcționează peste 250 de agenții, institute și companii care au menirea să ajute statul să funcționeze. În realitate însă toate aceste instituții alcătuiesc un mecanism uriaș care ține statul pe loc, cu armate întregi de angajați plătiți din bugetul țării, cu șefi numiți și schimbați pe criterii politice. Într-o pădure de la marginea Otopenului funcționează ANARZ, Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducere în Zootehnie. Are 286 de angajați în toată țara, care încasează 33 de milioane de lei salarii în fiecare an. Directorul este pus în funcție de PNL. Activitatea principală și de prestanță națională ar fi coordonarea activității de ameliorare al animalelor, animalelor cu importanță zooeconomică. Ameliorare înseamnă reproducerea controlată a speciilor. De ameliorare se ocupă însă societăți private pe care agenția doar le monitorizează fără să le poată trage la răspundere dacă greșesc. Cândva de ameliorare se ocupa statul. Chiar în spatele clădirii în care funcționează agenția sunt ruinele institutului care răspundea de înmulțirea bovinelor. S-a ales praful. În 1989 România avea peste 6 milioane de bovine. Acum avem sub 2 milioane. Aveam 11 milioane de porci, acum avem 3 milioane. Nu putem să spunem că am stat cu mâinile în sân. Nu putem să spunem. Chestiunea este că nu avem metode să intervenim. Agenția funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii. De animale se ocupă și Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară. Avem și Poliția Animalelor. Agenția deține baza de date cu animalele României. Poliția Animalelor găsește un animal, da, părăsit, de exemplu. Da. El n-are cum să stabilească a cui este acel animal. Și poliția nu poate să facă lucrul ăsta dacă are... Da, dar baza de date este la noi. Ei nu pot avea, nu putem crea o bază de date la fiecare... Păi și n-ar putea fi baza aceasta de date comună, să o aibă și poliția animalelor și că... Eu nu zic că în perspectivă nu se poate face așa, așa, dar în momentul de față noi avem baza de date. Bun, da? Și mă duc pe câmp și găsesc un cal pierdut sau amețit pe acolo. Și vine poliția animalelor. Polițistul vede calul respectiv. Vin cu cititorul, citim microchipul animalului, introducem în baza de date și spunem acest animal este al X. Cine îl duce din câmp la X, la proprietar? Aici nu mai este atribuțiile noastre. Agenția stă pe o comoară. Are 426 de clădiri și terenuri în toată țara cu o valoare estimată la 100 de milioane de lei. Am mers la Călăraș pentru a vedea cum își desfășoară angajații activitatea în teren. Oficiul județean are 5 angajați. Pe șefa oficiului județean, Mioara Maxim, am întâlnit-o la marginea orașului. Pleca în control cu un coleg la o stupină, aflată la mai bine de 100 de kilometri distanță. I-am însoțit. 5, 6, 7. Au numărat stupii omului, l-au pus să le arate albinele, au făcut poze. Stupii sunt ok, sunt în regulă. Fermierul are nevoie de avizul agenției pentru a solicita fonduri europene. Cu o zi înainte, omul a bătut drumul până la Călăraș pentru a le aminti angajaților ANARZ că le-a cerut avizul încă din primăvară, o hârtie pe care o pune în dosar alături de avizele de la alte instituții. Adeverința pe care o eliberează agenția, noi în speță oficiu, se eliberează în baza unei adeverințe eliberate de către primăria locală și noi eliberăm mai departe adeverința. La fața locului au fost reprezentanții primăriei, direcției sanitar-veterinare, un veterinar și vor veni și cei de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor. Toți completează hârtii pe care fermierul le pune într-un dosar. Nu se știe dacă se califică pentru finanțare. N-ar putea să vină o singură instituție să verifice, să nu veniți toți, să bateți 100 de kilometri până aici? Nu eu pot. Noi fiecare avem părticica noastră.
Șefa oficiului județean recunoaște că toate aceste documente s-ar putea face și online. Fermierul primește o hârtie ștampilată, își pune și el ștampila pe documentele prin care angajații justifică deplasarea și de contul benzinei și ne întoarcem în Călăraș, de unde șefa oficiului preia un alt coleg și se pun pe drum spre un taur care așteaptă să fie omologat. Aici viței crotaliați. Odată pe an se întâmplă această omologare și aici fermierul merge la agenție unde depune o cerere și un dosar cu documente. Agenția se uită pe ele și vine la fața locului. Dă-mi documentele care le-a depus. Tu du-te și verifică. Deci, din punct de vedere... Să mă uit puțin și la testicule și la... Așa, deci în regulă. Practic, reprezentanții agenției doar se uită pe documentele eliberate de alte instituții. Taurul a fost verificat mai înainte de un veterinar. Noi eliberăm adeverințele. Asta nu poate fi eliberată și de medicul veterinar? Nu. Sunt... Deci, în unele activități, dumneavoastră ați avea impresia, vă simt eu așa, că ne suprapunem. Da. Nu ne suprapunem. Încet, încet, această agenție ar trebui să devină mai suplă și în teritoriu să nu aibă neapărat reprezentanți. De asta într-un anumit număr de ani. Ea este într-o continuă, să zic așa, metamorfoză. În notele interne ale Ministerului Agriculturii, agenția se regăsește pe lista structurilor care ar trebui reformate. Până acum însă nu s-a întâmplat. Ministerul are în subordine alte 16 agenții și institute cu peste 12.000 de angajați plătiți din bugetul statului cu 1.300.000.000 de lei în fiecare an. Lor li se adaugă peste 600 de angajați ai Ministerului și împreună alcătuiesc un aparat uriaș care schimbă șefii la fiecare schimbare de guvern, cu multă birocrație, funcții inutile și funcționari care fac tot posibilul să justifice cu acte existența. Emma Răducanu, tânăra de 18 ani cu tată român, considerată un fenomen în tenisul mondial, a fost aleasă ambasador al unei case de modă de lux din Franța. Vestea vine cu doar câteva zile înainte ca sportiva să ajungă în țara natală a tatălui ei, România. Sâmbătă la Cluj începe un turneu de tenis unde sunt mari șanse să o vedem pe Emma într-un meci cu Simona Halep. Salut! Mă bucur că am ocazia să joc în Transylvania Open. Tatăl meu este român și am experiențe frumoase în țară. Mândră de originile ei, noua senzație din tenis, Emma Răducanu, cu peste 2 milioane de fani pe Instagram, va ajunge spre sfârșitul săptămânii la Cluj. Este nerăbdătoare să joace la turneul din Transilvania, care începe sâmbătă în țara natală a tatălui ei. O așteptăm cu brațele deschise pe Emma, cred că toată lumea o așteaptă. Încercăm să-i facem și o experiență plăcută în Cluj-Napoca și să înțeleagă un pic ce înseamnă cultura Transilvaniei, mai ales că are și origini românești prin tatăl ei, prin bunica ei. Jucătoarea va sta aproape o săptămână în Cluj-Napoca. Acesta este terenul central, unde Emma va juca pentru prima dată într-o competiție WTA din România, alături de alte 5 jucătoare din top 30. La turneu, Emma se poate întâlni cu Simona Halep și Irina Begu. În oraș se fac pregătiri pentru primirea sportivelor. Și Simona Halep și Emma Răducanu, de asemenea alte personalități ale sportului, suntem urmați că vin în Cluj. Jucătoarea de tenis ar urma să fie cazată la începutul acestui weekend în acest hotel de 4 stele și cel mai probabil va fi însoțită de tatăl ei. Tatăl Emei Răducanu este născut în București, iar mama ei a crescut în China. Emma s-a născut în Canada și când avea 2 ani s-a mutat în Marea Britanie. Emma was 5 when she first picked up a tennis racket and her parents took her to a local club to see if she had a talent for the sport. Ascensiunea ei pentru a deveni una dintre cele mai mari vedete din tenis a început în vară, în runda a 4-a la Wimbledon. Apoi a fost spectacolul ei uluitor la US Open, în luna septembrie, unde a câștigat trofeul, o surpriză chiar și pentru Emma, care își rezervase zborul către casă cu 2 săptămâni mai devreme, iar părinții n-au reușit să ajungă la timp la New York să o vadă cum ridică prestigiosul trofeu. Aceste victorii au făcut din tânăra de 18 ani o sportivă iubită în toată lumea, iar pentru Emma au început să vină contractele de promovare. A fost ambasador pentru un retailer american de bijuterii de lux și a participat la faimoasa Gala Met de la New York, alături de vedete precum Whoopi Goldberg sau Rihanna. La Londra a fost invitată la premiera ultimului film din seria Bond, No Time to Die, și a apărut într-o rochie în stil grecesc, concepută de directorul de creație al unei vestite case de modă din Franța, care a ales-o pe Emma drept ambasador. Abia aștept să ne...
Experții britanici avertizează că regatul riscă să repete coșmarul de anul trecut. Au fost raportate cele mai multe decese provocate de COVID în ultimele 7 luni. Cauza ar fi ritmul lent de vaccinare cu a treia doză în condițiile în care imunitatea se diminuează brusc după 6 luni de la imunizare. În Rusia situația este deja dramatică, iar autoritățile din Moscova le-au ordonat vârstnicilor nevaccinați să nu iasă din case în următoarele 4 luni. După 2 săptămâni la rând de recorduri zilnice, autoritățile ruse iau măsuri drastice. În Moscova, toți cei de peste 60 de ani nevaccinați, dar și cei cu boli cronice, vor fi supuși unor ordine stricte de a rămâne acasă în următoarele 4 luni. Și opadiumă являється именно быстрый прирост числа заболевших, быстрое начало. Проблема связанная с количеством вакцинированных пациентов, потому что основная масса сегодня всех заболевших – это люди, не прошедшие своевременно. Și Bulgaria trece printr-una dintre cele mai grave perioade de la izbucnirea pandemiei. Aproape 5.000 de persoane au avut teste pozitive în ultimele 24 de ore, iar 200 s-au stins. Имаме натиск и върху интензивните отделения. Нашето интензивно отделение за лечение на COVID пациенти почти през цялото време е пълно. În Bulgaria doar 25% din populație este imunizată. Dacă Spania raportează în acest moment o rată de infectare de 24 de cazuri la 100.000 de locuitori, iar Franța 48, în Marea Britanie sunt 463 de îmbolnăviri la 100.000 de oameni. Media zilnică din ultima săptămână depășește 40.000 de cazuri. Mai rău, în ultimele 24 de ore, în Regatul Unit au fost 223 de decese asociate cu COVID-19, cea mai mare cifră din luna martie semnalată în această țară. În jur de 67% dintre britanici au primit 2 doze de ser, comparativ cu 75% în Danemarca, ori 86% în Portugalia. În plus, administrarea celei de-a treia doze bate pasul pe loc în regat. Angajații sistemului public de sănătate cer guvernului de la Londra să aplice planul B, care presupune obligativitatea măștii de protecție în locurile aglomerate și în spațiile închise, revenirea la muncă la distanță și instituirea pașaportului sanitar. I speak to health leaders every day in every part of the service, ambulance services, men. I haven't spoken to a single one who doesn't say that they are incredibly stretched. We are already missing by a significant margin our targets on waiting times in emergency departments, waiting times for ambulance. Însă guvernul nici nu vrea să audă. The conversation about restrictions on travel, restrictions on, you know, more lockdowns is completely unhelpful. The vaccine has changed our total approach to this. No, I would rule that out. Pe de altă parte, președintele Braziliei riscă să fie acuzat de omucidere. O anchetă realizată de Senat a stabilit că Jair Bolsonaro și alți oficiali au permis răspândirea necontrolată a virusului cu scopul de a obține imunitatea de turmă. Peste 600.000 de oameni au murit de COVID-19 în Brazilia. În condițiile în care numărul de infectări din regat crește alarmant, iar regina a participat la mai multe evenimente fără mască, medicii au sfătuit-o să stea acasă în următoarea perioadă. În jurul prânzului, Palatul Buckingham a anunțat că suverana și-a anulat vizita programată pentru astăzi în Irlanda de Nord. În ultimele săptămâni, regina Elisabeta II a fost extrem de activă, având o mulțime de întâlniri, chiar dacă a început să apeleze la un baston în public. Pe de altă parte, suverana în vârstă de 95 de ani tocmai a refuzat premiul Bătrânica anului oferit de revista The Oldie. Majestatea sa crede că există persoane care merită mai mult această distinție, a precizat Palatul Regal. Avem vârsta pe care o simțim, a declarat Elisabeta a II. Noodle, un mops care trăiește în New Jersey, a căpătat o notorietate spectaculoasă după ce stăpânul s-a hotărât să-l facă de râs în toată lumea pentru că este leneș. Oh my gosh! Oh my gosh! There are bones today! Okay. Noodle calls the shot. He would just go completely boneless and he would just flop on me. Hey Liz, I'm so sorry. I actually don't have bones and I can't meet you and your crappy boyfriend for a drink after work. Stăpânul său îl îngrijește pe Noodle de 6 ani. De câteva săptămâni a făcut cont pe o rețea de socializare unde anunță dimineața în ce dispoziție este mopsul. Câinele are deja aproape 2 milioane de urmăritori. Unii îl imită și le nevesc și ei în zilele în care Noodle nu vrea să iasă la plimbare.